numesc Vasile Gonciar și sunt olar dintr-a 5-a generație din satul Hojinești. Specificul oalelor mele este ceramica tradițională moldovenească, care are tradiții de mii de ani. Are criterii și reguli tradiționale specifice ceramice de uscasnic, moștenite de la părinții olari și perfecționate cu experiența personală, conlucrând cu diversi maestri din întreaga lume. Materia primă este lutul, care se găsește pretutindeni în Republica Moldova. Condiția de bază pentru ceramica utilitară este alegerea corectă și prelucrarea lutului. Modelarea se face la roata olarului de picior, care eu am înlocuit-o cu una modernă. Decorul tradițional al olarilor din satul Hojinești sunt patru linii, care sunt zgâriate cu unghia, ori sunt decorate cu culorile pământului, cu ajutorul unei pene. Aceste linii simbolizează patru elemente eterne, care alcătuiesc un vas de lut: pământul, apa, focul și munca. Fiecare vas necesită un timp și un mod de uscare în particular. Etapa finală este arderea, care are și ea modul și particularitățile ei. Utilizarea vaselor fără glazură necesită câteva reguli de întreținere, cum este îmbibarea porilor cu apă până la folosire și ulterior spălarea bine cu apă fierbinte și uscarea la o temperatură de circa 200 de grade pentru a distruge toate bacteriile și mirosurile acumulate în timpul pregătirii. Pentru pregătirea bucatelor tradiționale moldovenești în oală, aș recomanda ceramica smaltată, glazurată, pentru că corespunde normelor sanitare și este ușor de utilizat.